Un bărbat și-a găsit sfârșitul în condiții cumplite, după o ceartă banală cu un consetean mai tânăr decât el. Scena șocantă a avut loc în noaptea de duminică spre luni în comuna Știubeni din județul Botoșani. Scandalul a pornit pe terasa unui bar din localitate în momentul în care victima a cerut o țigară unui tânăr de 22 de ani. Acesta s-a simțit ofensat de modul în care i s-a adresat consetenul și a sărit imediat la bătaie. După conflict, tânărul a mers acasă și a luat o țeavă din metal și s-a întors către bar. Pe stradă s-a întâlnit cu bărbatul de 48 de ani și l-a lovit cu o țeavă în zona capului, iar apoi s-a întors acasă. Victima a fost lăsată în agonie într-o baltă de sânge, iar ulterior a fost găsită de un tânăr de 18 ani. Astăzi dimineață la ora 3:30 m-a sunat mama și mi-a zis că ei pe verișorul ei l-a omorât să vin la Negret. Am ajuns acolo, era deva lume acolo, strânsă, el era întins pe pământ. Era mort, nu? Da, poliția căuta dovezi cu ce l-a omorât, a găsit un telefon acolo jos, al lui Bivolaru Marius. Agresorul? Nu știm, unii zice că nu a fost el care de pârvul l-a lovit cu țava. Avea o țeavă? Da, o țeavă sau o rangă, ceva metalic, i-a dat direct în cap. Și acolo. Da, am înțeles, conflictul a pornit mai devreme, da, într-un bar. Da, într-un bar, după aia a pornit conflictul, s-a liniștit, i s-a dus acasă, i-a fugărit cineva, 2-3 tineri din sat, i-a fugărit. Și după care ea s-a retras la colț, acolo l-a ascuns, l-a așteptat pe el, acolo i-a dat cu țavă. El venea spre casă? Da, da. Venea spre casă, acolo i-a dat cu țavă, l-a omorât. Și atunci au fugit, s-au auzit urlând tare, au fugit Horicianu Claudiu, Clim Costache să-l salveze, de adevăr era prea târziu, acolo au căzut. Ei au fugit cu țăvile, cu țava la vale. Cu... Deci cineva a auzit strigătul de ajutor și au încercat să-l salveze, nu? Da, doi da. Băieți. Da, da. Dar erau trei erau. Și Apalani Sergiu. Pe târziu. L-a lovit pe Apalani Sergiu cu țava, după cum am înțeles, în cap și peste mână. Care a fost dus și el la spital de altul. De altcineva. Dar am înțeles că și unul dintre agresori este în spital. Da, pentru că s-a fost încăirat mai din timp și cineva tot dintre ăștia trei l-a fugărit acasă, l-a bătut, nu s-a stâmpărat tot. Ăla Nisergiu ăsta câte ani? Are vreo 19 până în 20 de ani. S-a luat acolo la bătaie niște băieți și omnești mi-a tras mie și eu am venit la vale pe acolo și când am venit la vale au venit două mașini acolo sau una, nu știu, eram bat, m-am băt acolo la colț. Da, pe victimă ai văzut când se băteau? Care victimă? Bărbatul care a murit. Apoi el a sărit la noi la bataie. El a sărit, nu? De ce? Nu știu. Avea o rangă. El nu știu. Rangă nu știu, n-am văzut. A, el te-a bătut pe tine sau cum? Păi ei aș face au venit altul și m-au prins acolo și m-au bătut la vale. La colțul ăla acolo. A, de la el au pornit scandalul? Păi da, și eu când am venit acasă m-au prins acolo, la vale, au venit o mașină, s-au dat cu 3-4 băieți din mașină și m-au bătut. Și pe el cine l-a bătut? El? Da. Păi asta acolo în sat, cine s-au bătut, ne-am bătut noi cu dânsul și pe asta nu mai știu. Cine l-a bătut din sau după aia? Care mă mușt, din mâță. A, pe Florin? Da. Nu, Florin a fost un băiat cu minte, un băiat liniștit, dar dat ce lapte la tine, dar spune, dar ce nu spui? Băi, sări dor, te-a un băiat cu muri părinți de tineri, crescut săraci, așa, nu? Muncitori era el, nu? Da, 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 da. Dar ăsta la altul? Nu știu, ne ceva de... Păi era la prietena mea și eu venit soția lui, al lui Toma Florin, și m-a rugat ca să-l ajut, ca să-l aduc acasă, că era beat și o luat bătare. Și când a urcat în sat, era jos, leșinat. Aha. Ea te-a dus la locul respectiv? Nu știa unde. Și când am urcat în sală am văzut. Mergeam la bar. Mergeam la bar. Și cum l-ai găsit? Cum? Păi era fața la val. Avea tot cap plin de sânge. Era pe marginea șantului, nu? Da, pe marginea șantului. Nu, mergi cu drumul. Ți-ai dat seama că e... Nu mi-am dat seama, crezi că e leșinat. Și am sunat la salvare. Și când am venit,